ideea de bază astăzi e că mă mut și trebuie să găsesc niște cutii de carton în care să-mi pun toate nebunile, toate chestiile la grămadă ca să le mut. Singurul lucru pe care l-am găsit, cutiile astea de plastic. Sunt pliabile, pot fi destul de utile, dar nu vreau plastic. Nu vreau plastic, merg la următorul magazin. Să mă mut! Cutie clasică, 6,50 lei, 3,50 lei, 1,60 lei. Exact ce am nevoie. Nu îmi place să mă mut. Asta e house-ul mutării. Cutie 1, 2, 3, 4, 5, lucruri acolo, lucrurile acolo. În jumătate de oră vine mașina. Și uite că suntem aici. Ultimii 2 ani de zile i-am petrecut în garsoniera asta. E o garsonieră pe care mulți au judecat-o. Și aici chiar vreau să fac o confesiune din punctul ăsta de vedere. Adică știu că, uite, m-am întors din țările astea, m-am întors din Elveția, din America, ca să lucrez la visul meu, ca să-mi urmez ambiția asta de a arăta că, bă, se poate și în România. Și sunt mulți care s-au sărit cu gura, la modul că pentru mulți e o rușine, bă, să stai în garsonieră. E o rușine să spui că stai într-o garsonieră. Mulți au impresia că dacă ai niște cifre pe YouTube, dacă te urmăresc niște oameni, trebuie să arăți automat că o și duci bine și că ești tot timpul în călătorii și excursii și mașini și petreceri și așa mai departe. Și poate nu e neapărat o mândrie pentru mine să spun că, hei, stau într-o garsonieră, dar e real. Adică vreau ca videoul ăsta să rămână aici mărturie pentru viața așa cum e ea. Viața reală, viața care e monotonă, pe locuri în care lucrurile uneori parcă nu se mișcă înainte, în care sunt dificultăți, în care e plictiseală, în care e rutină. Există lucrurile astea. Lucrurile astea fac parte din viață. Nu e totul numai poze frumoase de Instagram și numai videouri de succes și povești de succes, pentru că pentru a ajunge la nivelul ăla de succes trebuie să treci prin anumite dificultăți, trebuie să treci prin anumite lucruri și trebuie să treci prin anumite etape. Și eu consider că garsoniera asta pentru mine a fost o etapă. A fost o etapă importantă în viața mea, o etapă de care sunt foarte mândru și o etapă care trebuie împărtășită cu voi. Și niciun caz faptul că stai într-o garsonieră sau faptul că muncești și tragi din greu nu trebuie ascuns față de oameni. Din contră, cred că lucrurile astea trebuie împărtășite, trebuie făcute publice și să vadă și lumea că, bă, uite, na, probabil mi-aș fi permis un loc mai bun, dar dacă te uiți în jur, nu e cea mai modernă chestie, da? Ăsta e locul în care am stat 2 ani de zile, am un video și pe YouTube. Uite cum e pragul ăsta, da? Am trecut prin caloriferele astea care au fost suficient de calde cât să nu zici că sunt reci. Ca să o duc în teren mai de pariuri, întrebarea e când faci cash out la ce ai construit. Și ăsta a fost și motivul pentru care am ales să stau în garsonieră, pentru că probabil mi-aș fi permis, nu zic că nu mi-aș fi permis să stau într-un loc mai mișto, dar filozofia mea de viață e să aleg momentul potrivit când să fac cash out. Când e cel mai bun moment să culeg roadele muncii mele, când e cel mai bun moment să investesc pe mai departe. Până acum nu a fost cazul ăsta. De ce mă mut din garsonieră? Mă mut nu pentru că nu mai pot să stau aici, ci pentru că sunt nevoie să fac chestia asta. Cum vă spuneam, acum câteva videouri vreau să lucrez cu cineva pe partea de video. Am găsit persoana respectivă, o să o cunoașteți în curând în câteva videouri. Ca să lucrez cu persoana aia, am vrut să am un mediu în care să poată să vină să lucreze cu mine de la birou, adică să am o cameră care să fie pentru birou și o cameră în care să dorm. Și ăsta e motivul pentru care am decis să mă mut la un apartament cu 2 camere. Ăsta a fost motivul principal pentru care am decis să mă mut și se simte o nouă etapă care vine în viața mea. Abia aștept să vă arăt noul apartament, sunt super încântat de el. Abia aștept să cunoașteți noul membru al echipei și vreau și pe ocazia asta să mulțumesc și tuturor oamenilor care sunt în spatele meu, chiar dacă nu apar neapărat în viața mea publică. Sunt foarte mulți oameni acolo care sunt dragi, care sunt alături de mine și care mă ajută și le mulțumesc cu ocazia asta, să știu ei care sunt. Spiritul contează. Mi se pare greu să nu fiu atașat emoțional, știi? Adică mă uit aici unde aveam chitara, să nu văd nimic, să văd totul gol, să văd că urmează o nouă poveste aici, probabil, pentru alte persoane, pentru altcineva. O ultimă privire în jurul meu, îmi iau la revedere de la locul ăsta, închei vlogul și ne vedem într-un alt capitol.